În data de 25 octombrie anului curent, ziua în care regele Mihai și-a sărbătorit ziua de naștere, a avut loc și discursul acestuia în Parlamentul României. La importantul eveniment a participat și președintele Partidului Național Liberal Suceava, Ștefan Alexandru Băișanu. Am participat, am fost invitat la discursul regelui în Parlament, care, iată, se dovedește, se întâmplă odată la 65 de ani. Sunt onorat că am putut fi în Parlamentul României într-un moment istoric. Moment istoric care, în fapt, a reprezentat, de fapt, adevărata condamnare a comunismului și nu ce a făcut Traian Băsescu. A fost momentul în care regele Mihai a dat dovada caracterului, demnității și poziției domniei sale vis-a-vis de România. Băișanu a amintit și de influența pe care Casa Regală a avut-o în ultimii 20 de ani în România și a menționat faptul că unul dintre cele mai importante motive care au dus la intrarea României în NATO este acela al existenței familiei regale. De menționat este faptul că acest discurs al regelui în fața atât a parlamentarilor cât și a întregii țări a fost posibil datorită Partidului Național Liberal. Este meritul Partidului Național Liberal prin domnul Călin Popescu Tăriceanu și domnul Puiu Hașoti, că au inițiat acest demers și l-au dus până la capăt. Pentru că, așa cum s-a observat, discursul regelui Mihai a avut ecouri naționale și internaționale de răsunet, care au pus România într-o situație extrem de favorabilă, în contrapondere cu manifestările statului român, și mă refer la cei care conduc în momentul de față România, Traian Băsescu, care au pus de fiecare dată România într-o lumină nefavorabilă în plan extern. Să nu uităm faptul că atât președintele țării, Traian Băsescu, cât și prim-ministrul Emil Boc nu au fost prezenți la discursul maiestății sale, regele Mihai I al României, aceștia fiind preocupați să-și găsească altceva de făcut.